noi, în sărăcie, copiii noștri să se desculți în răcaiete, atunci am o rezolvare. Îmi dă fiecare ministru, prim-ministru, președintelui României, senatori, grup parlamentar, le vom da câte 15-20 de familii să le întrețină ei, dacă ei vor să le duc privată sărăcie. Să aibă grijă de copiii noștri, să le cumpere încălțăminte, să le cumpere caiete bătrânilor noștri, să le cumpere medicamente, iar nouă să ne plătească facturile la energia electrică și la gazele pe care le vor.